Chitul Xilurgum este situat pe latura de est a Sfântului Munte Athos, în mijlocul unei păduri dense de stejari, la o altitudine de 700 metri deasupra nivelului mării, între mănăstirile Vatopet și Pantocrator, și este închinată adormirii Maicii Domnului. Drumul spre Schite este înconjurat de pădure, iar abia din ultima cotitură, din cauza verdeții dense a arborilor, se întrezărește o clădire cu două etaje, ce adăpostește chiliile mănăstirii, încununată cu o cupolă de un verde strălucitor cu cruce. Pe teritoriul mănăstirii Născătoare de Dumnezeu se poate intra printr-o poartă cu uși de lemn masiv, de formă aproape dreptunghiulară. Curtea schitului pavată cu piatră este înconjurată din toate părțile de clădiri. Pe latura de nord se înalță un corp de chilii cu ferestre mari și, la parter, o galerie cu arcuri, ceea ce conferă clădirii un aspect tipic zonelor de sud. În centrul curții mănăstirii se află o biserică veche de o formă neobișnuită cu cupole joase. În secolul X a fost sfințită în cinstea adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În partea de est a curții, lângă clădirea cu chilii, la umbra unui chiparos vechi, a fost ridicată o biserică în cinstea Sfântului Ioan de Rila. Informații istorice exacte despre ctitorul și primii viețuitori ai mănăstirii, din păcate, nu s-au păstrat. Totuși, conform tradiției monahale, schitul este considerat cea mai veche mănăstire ortodoxă rusă din lume, ai cărei viețuitori în secolul X erau ostași ruși din trupele luminătoare vechii Rusii, Sfintei, întocmai cu apostolii, principesa Olga. Acest tărâm este sursa, leagănul întregului monahism rusesc. Strict vorbind, schitul are mai bine de 1000 de ani. Este foarte probabil să fi fost întemeiat de către principesa Olga, care a venit să se boteze la Constantinopol. Acest loc, care aparține Maicii Domnului, nu putea să nu impresioneze. În acele vremuri străvechi, aici exista deja o mică mănăstire Monidrion cu hramul adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, locuită de călugări din ținuturile grecești. Locul în sine este împădurit, răcoros. Topoarele, lemnul sunt meșteșugurile preferate, așa că a început activ construcția. Și de aceea schitul a fost numit Xilugru, pentru că frații au început să construiască aici cabane din lemn, chilii, o biserică. Xilugru, de fapt, înseamnă dulgher, lemnar. Toată lumea cunoaște termenul de xilografie, xila, într-un cuvânt, lemn. Se pare că monahii din jur au fost surprinși de acest meșteșug și astfel acest nume a rămas de secole. Prima mențiune scrisă a străvechii mănăstiri rusești de pe Sfântul Munte și a iegumenului ei datează din anul 1016. Biblioteca mănăstirii Marea Lavră deține un document semnat de protopopul din Sfântul Munte, Nichifor, și de stareții tuturor mănăstirilor din Sfântul Munte. Printre acestea, pe locul 14, se află semnătura starețului Gerasim, care este însoțită de inscripția Gerasim Călugăr, prin voie lui Dumnezeu, prezbiter și stareț al mănăstirii Rosa. În anul 1030, stareț la Xilurgu era deja călugărul Teodul, care și-a lăsat semnătura pe actul comun al mănăstirilor Esfigmen și Xilugru. În același an, iegumenul Teodul, pentru 22 de monede, a cumpărat una dintre chiliile destinate vânzării după moartea lui Demetrius Halkeos. În același timp,
a primit în dar de la ieguminul mănăstirii Domentie Grigorie, un loc pustiu lângă mare și a construit acolo o casă cu un adăpost pentru bărcele sale. Ieguminul Teodul a fost succedat de nepotul său Ioanichie. Pe vremea lui, această casă a fost devastată de călugării mănăstirii Domentie, iar starețul Ioanichie s-a plâns de ei împăratului bizantin Constantin al IX-lea Monomah, conducătorul suprem al întregului munte Athos. Prin decretul său, iegumenul Grigorie i-a cedat lui Ioanichie un nou loc, lat și lung de 8 brazi, vis-a-vis de digul mănăstirii din Filadelfie, iar Ioanichie a dat 6 monede pentru aceasta. Viața interioară monahală a mănăstirii Xilurgu la acea vreme se desfășura în împlinirea rânduielei monahale și în conducerea unei gospodării modeste, care era principalul mijloc de subzistență al călugărilor. Vechea mănăstire rusă atonită a atins cea mai mare prosperitate în timpul domniei în Rusia a fiului Sfântului Vladimir, marele duce de Kiev, Iaroslav cel Înțelept. Deci, într-un act din 1048, păstrat în arhivele mănăstirii Vechiul Rusic, împăratul bizantin Constantin al IX-lea Monomah numește mănăstirea rusă a născătoarei de Dumnezeu Xilurgu lavră regală și permite în chestiuni controversate să se adreseze împăratului direct, ocolind protoepistatul Sfântului Munte. Deja în această perioadă, mănăstirea avea o gospodărie dezvoltată. Avea propriul dig, corăbii, pământ arabil și o moară, iar de la Debarcader până la mănăstire s-a nivelat un drum. Aici, la Xilurgu, și-a săvârșit nevoința sa monahală călugărul Antonie de la Pecerska, întemeitorul vechiului monahism rusesc. Istoria schitului este strâns legată de viața cunoscutului sfânt Antonie din peșterile Chievului. Aici a primit binecuvântare ca stareț, aici a fost tuns și apoi a înrădăcinat monahismul atonit în binecuvântatul pământ rusesc. Potrivit tradiției bizantine, un călugăr, primind tunderea, dacă mai târziu crește, duhovnicește și întemeiază o mănăstire, o numește în cinstea mănăstirii unde a primit tunderea. Acest fapt este confirmat foarte clar prin viața Sfântului Antonie de la Pecerska, care este legată de mănăstirea noastră rusă. Mai târziu, cu binecuvântarea stareților mănăstirii, Sfântul Antonie al Peșterelor a transferat Hristovul atonit în Rusia, întemeind după modelul atonit mănăstirea Sfânta Adormire din Lavra Peșterelor din Kiev, care a devenit centrul și școala vechiului monahism rusesc și iluminarea întregii Rusii. Din însemnările de zi cu zi, se știe că monahul Antonie în lume Antipa a sosit pe Athos de la Lubici la o vârstă foarte fragedă. După ce a stat pe Sfântul Munte aproximativ 13 ani, în 1013 se întoarce pentru prima dată la Kiev, iar în 1015, din cauza tulburărilor interne, după moartea Sfântului Kneaz Vladimir și uciderea Sfinților Boris și Gleb, el din nou se întoarce pe Sfântul Munte, unde s-a nevoit într-o peșteră retrasă lângă mănăstirea Iesfigmenu, până la întoarcerea sa definitivă la Kiev. Potrivit tradiției mănăstirii, anume în această peșteră săpată în stânca de deasupra digului mănăstirii, s-a retras în rugăciune călugărul Antonie al Peșterilor. În amintirea acestor evenimente, peste peștera în care s-a nevoit ca eremit, în 1849, frații mănăstirii Iesfigmenu au construit o bisericuță în cinstea sa, iar lângă ea erau chilii pentru viața în tăcere. Радуйся, Антоний Монашеского в России жития первоначальничая. Радуйся, Антоний Монашеского в России жития первоначальничая. Силы Божию укрепляем в Отечестве.
Твое земное оставился Антоний Богомудрый, и в жребии Богоматери Святой Афонскую гору удалился иси, да там обращаешь пристанище тихо ко спасению, и навыкнешь иноческому равноангельскому житию, его же ожалел иси, да сподобишься благоприятного славословите, Творца всяческих Бога пейте ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Да, кошечка. De la începutul secolului XI, monahii din Xilurgu merg în Europa de Est, răspândind tradițiile spirituale atonite pe aceste meleaguri. Astfel, după 1018, un călugăr rus din Athos a fost trimis în Polonia, unde l-a tuns pe Moise Ungurul ca monah. Iar în 1225, pe dealul Poceaiev, sfântul rus atonit, cuviosul Metodie, a ctitorit mănăstirea cunoscută astăzi ca Lavra Sfintei Adormiri de la Poceaiev. Locul unde se află se numește și acum Sfântul Munte. Mănăstirea Xilurgu din cele mai vechi timpuri a fost un loc atât de nevoință ascetică, cât și de lucrări în domeniul științei. Conform inventarului din 1142, aici erau 49 de cărți rusești pentru 25 de frați. De la începutul secolului XII, mănăstirea a fost completată cu noi viețuitori din Rusia, dar, deja neputând încăpea în mănăstirea originară, comunitatea a început să ia în stăpânire chirii părăsite din zonă. Iar în anul 1169, când călugărul Lavrenti era stareț la Xilurgu, Sfântul Sinod a cedat rușilor atoniți străvechea mănăstire aflată în apropiere, Tesaloniciana, cu hramul în cinstea Sfântului Temăduitor Panteleimon, cunoscut acum sub numele de Vechiul Rusic, la fel și chiriile din capitala Sfântului Munte Careia, care aparțineau mănăstirii. De aceea, cu acordul comun al întregii obști și al tuturor stareților, astăzi dăm, predăm și cedăm mai sus menționata mănăstire Tesaloniciana celui mai cinstit călugăr, domnului Lavrentie și călugărilor săi, cu chiliile aparținătoare din Careia și toate întinderele și apartenențele sale și cu toate drepturile și beneficiile sale, câmpurile și alte bunuri mobile și imobile, astfel încât să o dețină și să dispună de ea în toate timpurile ulterioare, neîntrerupt, în mod independent și cu autoritate, să facă din ea mănăstire adevărată și să o administreze așa cum legile și poruncile divine și bisericești poruncesc să procedeze oamenilor care gestionează treburile. Deci, fii tu, monahule, domnule Lavrentie, frate duhovnicesc, cuvântul meu ți se adresează acum, din această zi, domn și stăpân al mănăstirii Tesaloniciana și fă cu ea ce vrei, nefiind de nimeni supărat, nici deranjat și deloc tulburat. Nici noi înșine, nici cei ce vor veni după noi, protați, economi, egumeni și alții, sub vreun pretext plauzibil, nu putem nici să luăm mănăstirea însăși de la tine sau de la cei care te vor urma, nici să cere mănăstirii ceva din bunurile ei mobile și imobile, nici să se separe ceva în părți sau în întregime din câmpurile care aparțin mănăstirii, fie pentru uz propriu separat, fie pentru a le oferi unei alte persoane. Semnat de mâna smeritului călugăr Ioan, protat al Sfântului Munte și ai altor 12 stareți de mănăstiri atonite, la 2 august 1169. Prin același act al protatului Sfântului Munte, mănăstirea Xilurgu rămânea în posesia călugărilor ruși, dar își pierdea independența, fiind alipită noi mănăstiri rusești ca mănăstire subordonată. În acei ani, călugării ruși erau interesați de regulile de organizare a mănăstirii și de practica rugăciunii isihaste, adoptată pe muntele Athos. Așadar, la sfârșitul secolului XIV, arhimandritul mănăstirii Pecerska din Nijni Novgorod, Dositei,
a vizitat Sfântul Munte. El scria: atoniții citesc în fiecare zi jumătate din psaltire și spun câte 600 de rugăciuni ale lui Iisus fiecare, în timp ce în Rusia călugării citesc psaltirea numai în postul mare. În secolul XV, studiind colecție de cărți a schitului Xilurgu, călugărul Nil Sorski, cel ce a pus baza vieții schivnicești din Rusia, a dobândit aici cea mai mare bogăție spirituală. El scria: trăind singur, mă ocup de studierea scrierilor duhovnicești, în primul rând studiez poruncile Domnului și tâlcuirea lor, le analizez pe toate acestea și ceea ce găsesc plăcut lui Dumnezeu și folositor sufletului meu, eu le rescriu pentru mine. Istoria ulterioară a schitului Xilurgu până la începutul secolului XIX practic nu este înregistrată. Totuși, într-o notă transmisă în 1561 de către stareții din Athos autorităților rusești, în timpul șederilor în Rusia pentru a colecta donații, se menționează că mănăstirea cu hramul Născătoare de Dumnezeu aparține mănăstirii rusești a Sfântului Mare Mucenic Panteleimon și indică locația sa actuală. La începutul secolului XIX, mănăstirea Xilurgu devine schit cu viață de obște, iar din 1837, prin acord cu mănăstirea suverană rusic, schitul a fost populat de călugări bulgari. În 1820, obștea mănăstirii a înălțat o biserică în cinstea Sfântului Cuvios Ioan Derila, iar în 1885 s-a construit un corp de chilii cu două etaje, cu un paraclis mare în cinstea Sfinților Chiril și Metodie. Pe la începutul secolului 20, în mănăstire locuiau în jur de 30 de călugări, majoritatea bulgari. Războaiele balcanice, primul război mondial, revoluția din Rusia au complicat și mai mult situația precară a mănăstirii. Afluxul de noi călugări practic s-a oprit și mica obște a început brusc să scadă. Iar evenimentele celui de-al doilea război mondial au dus mănăstirea la o criză economică gravă și schitul în cele din urmă s-a depopulat. Potrivit martorilor oculari, în 1972, doar doi călugări bulgari vârstnici locuiau în schitul pustiu, iar în curând, părintele monah Eufimie a rămas singur pentru a păstra vechea biserică rusă și mănăstirea de origine rusă de pe Athos. Acesta a locuit în mănăstire până la moartea sa, la mijlocul anilor 80, și a fost înmormântat lângă Catedrala Adormirea Maicii Domnului. După moartea părintelui Eufimie, a existat un singur viețuitor, schimonahul Iacob, care a primit această ascultare de la arhimandritul Ieremia, ieguminul mănăstirii Sfântului Panteleimon. De câteva ori, i-a fost trimis să-l ajute tineri începători, dar n-au suportat viața aspră din acel schit izolat și s-au întors la mănăstire, unde nu era nevoie să depășească în fiecare zi probleme atât de stringente. În 1989, în mănăstire a avut loc un devastator incendiu. În lipsa unui telefon, părintele Iacob a fost nevoit să meargă pe jos la carei pentru ajutor. În acel răstimp, a ars în incendiu corpul cu chilii și biblioteca, în timp ce niciuna dintre bisericile mănăstirii n-a fost afectată. În 2001, bătrânul supraveghetor al schitului s-a mutat la mănăstirea Panteleimon. La Xilurga s-au stabilit câțiva tineri călugări și novici conduși de iromonahul Nicolae Generalov. Totodată, cu ajutorul restauratorilor din Sankt Petersburg, după mai mulți ani, a început prima lucrare de restaurare a străvechii mănăstiri rusești. Este o binecuvântare de la Dumnezeu să fii locuitor al schitului Maicii Domnului Xilurgu de pe Athos, își amintește iromonahul Nicolae Generalov, locuitor al mănăstirii în acei ani. Aici chiar și aerul este îmbibat de rugăciunea lui Iisus, iar obștea noastră, un, doi și atât. Cu toții suntem monahi simpli trimiși la mănăstire. Schitul încă nu ne-a fost predat și probabil că nu se gândește să ne-l predea.
Suntem aici, după cum se spune, într-o slava cerurilor. Pelerinii nu ne uită, așa că încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să slujim în fiecare zi. Și între noi ne numim așa. Eu sunt paznicul numărul 1, părintele Agatodor este paznicul numărul 2. Apropo, e cel mai tânăr candidat în teologie al nostru. Și începătorul Orest este paznicul numărul 3. Împreună cu ei pe atunci se nevoia la schit ieromonahul Martinian Sinegaev, care a depus mult efort pentru restaurarea mănăstirii. El a fost un exemplu de răbdare și smerenie pentru ceilalți călugări. Și, deși nu părea un om prea puternic, era considerat pe drept cel mai puternic călugăr de pe Sfântul Munte. O nouă etapă în viața schitului Xilurgu începe cu o vizită a Patriarhului Kiril al Moscovei și al întregii Rusii în iunie 2013. În această perioadă, mănăstirea se afla într-o stare deplorabilă și treptat se dărâma. Știți, am fost aici acum câți ani? 10 ani. Aici totul era în ordine, totul era la locul lui. Știți, am fost aici acum câți ani? 10 ani. Aici totul era în ordine, totul era la locul lui. Când s-a prăbușit? Ei bine, era necesar să vedem toate acestea, să înțelegem că frații au nevoie de puteri ca să le îndreptăm spre ceea ce ne trebuie acum în primul rând. Именно здесь поселились русские иноки, и через 3 года мы будем праздновать. Peste 3 ani vom sărbători un mileniu de prezență rusă pe muntele Athos. Totul a început de aici, iar apoi destul de recent la noul Rusic sau mănăstirea Sfântul Pantelimon. De aceea, acest loc are o importanță deosebită. Acum se lucrează mult la restaurarea mănăstirilor Sfântul Panteleimon și a vechiului Rusic, dar scopul este de a reface și restaura complet Xilurgu, prima noastră mănăstire, ca să putem întâmpina un mileniu de prezență a monahismului rus pe muntele Athos aici, într-un loc magnific, și pentru ca restaurarea mănăstirii să mărturisească recunoștința noastră față de toți acei călugări care de 1000 de ani au menținut nestins aici flacăra candelei monahismului rus. Știu că de mult iubesc pelerinii noștri ruși acest loc și cred că, pe măsură ce se desfășoară lucrările de restaurare, tot mai mulți oameni vor veni aici pentru a primi mângâiere duhovnicească. La finalul vizitei, Patriarhul Kiril a luat decizia de a aloca fonduri pentru restaurarea mănăstirii și la schitul Xilurgu, după mulți ani de neglijență, au început lucrări de renovare de mari proporții. Astăzi, întreg complexul de clădiri al mănăstirii a fost renovat, bisericile au fost restaurate, a fost finalizată amenajarea curții și a teritoriului adiacent cu livadă și grădină. Drumul care duce la schit a fost reparat. Catedrala mănăstirii cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost restaurată. Aceasta este una dintre cele mai vechi biserici de pe Sfântul Munte și datează din secolul X. Aici se păstrează cea mai importantă sfințenie a schitului, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Sărutarea Dulce. Iar aflarea acesteia este legată de următoarea întâmplare. Din fericire, într-un timp dat, l-am găsit în această mănăstire pe ultimul dintre foștii călugări de aici, monahul bulgar, părintele Eufimie. El mi-a spus că icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost descoperită în mod miraculos pe un chiparos care creștea în curtea mănăstirii. Acum acest chiparos nu mai este. A fost tăiat recent, deoarece era imens și foarte înalt. Am chiar și o poză păstrată undeva. În Biserica Adormirea Maicii Domnului, monahii mănăstirii păstrează cu grijă
moaștere multor sfinți. În biserică avem moaște, avem moaștele marilor Eufimie, Ignatie, Acachie, Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Eufimie de la Vatopen. Pelerinii care vizitează Sfântul Munte le cinstesc cu evlavie. Ei cunosc sfinți greci, sfinți bizantini, sfinți atoniți. Грецкое население как-то больше знало о российских святых. Și pentru ca populația greacă să cunoască cumva mai multe despre sfinții ruși, avem aici și icoane și moaște. Grecii îl venerează în special pe arhiepiscopul Luca Voinoieselețchi, doctorul Iatros, așa îi spun ei. Îl mai cunosc pe Serafim de Sarov, pe Sfântul Serghe de Radoneș, icoana cu moaștele Sfântului Ignatie Brancianinov. Drept credinciosul ostaș Fyodor Fyodorovici Ușakov ar trebui să fie foarte cunoscut grecilor, dar din păcate nu toată lumea știe că ea e liberat de jugul turcesc. Flota lui de pe Kerkel a învins flota turcă. Și icoana cu moaștele venerabilului Sfânt Siloan Atonitul, călugăr al mănăstirii noastre Sfântul Panteleimon. O altă biserică a fost amenajată la etajul 2 al corpului cu chilii, deasupra trapezei, și este închinată sfinților frați Kiril și Metodie, întocmai cu apostolii. De asemenea, s-a realizat și restaurarea bisericii în cinstea Sfântului Cuvios Ioan de Rila, construită de călugării bulgari în anul 1820. Biserica în cinstea lui Ioan de Rila, pe care bulgarii au construit-o în cinstea sfântului lor deosebit de venerat. Mulți oameni știu că Ioan de Kronstadt l-a avut ca patron spiritual pe Ioan de Rila. Biserica a fost renovată și restaurată. Este într-o stare atât de magnifică, încât este deja pregătită pentru sărbători. Desigur, mai sunt multe de făcut pentru a reînvia viața spirituală a schitului Xilurgu. Dar deja astăzi, prin voia lui Dumnezeu, și cu sprijinul mai multor oameni, este reînviată această străveche mănăstire rusă, care, din vremuri îndepărtate, a fost centrul spiritual al Ortodoxiei, care a legat și a unit strâns Rusia Chieveană cu muntele Athos. În urmă cu 1000 de ani, călugărul Antonie de la Pecerska a fost primul care a strămutat și întemeiat monahismul ortodox în Rusia, plecând anume de aici. Iar de atunci, Athosul și tradițiile sale spirituale au jucat timp de multe secole un rol excepțional de important în dezvoltarea spirituală și culturală a popoarelor ortodoxe slave răsăritene, influențând asupra identității și originalității acestora. Și este foarte important ca Sfântul Munte Athos să aibă și în zilele noastre aceeași influență.